Salut, salut! Aici este Alex Fuego. Bine ați revenit la un nou gameplay, la un nou video. De asta o să jucăm, cum puteți vedea și voi, niște GTA 5 roleplay pe serverul nostru de Play T. Însă nu e serverul nostru, vorba vine. Astăzi, pentru episodul de job, o să lucrăm la Cargus. Nu înțeleg de ce mi-a explodat geamul, dar să știți că ne ajută cu atât mai bine că avem mai risire, mai complet. Ok. Știu că am mai făcut chestia asta. O să încercăm ceva nou acum și la sfârșit, dacă se dovedește a fi mai profitabil noua schemă, o să vă povestesc și despre ce este vorba. Însă, între timp, nu o să vă zic despre ce vorbeam. Însă, tot ce trebuie să știți voi este că am încercat să fac lucrul ăsta și într-o oră am făcut 14.000. Însă am găsit o nouă tactică și să vedem dacă este mai profitabilă aceasta. Cu toate astea fiind spuse, vă doresc vizionare plăcută. Haideți, vedem, aici se parcă o mașină aici. Trebuie să parchez mai în față să fie mai bine. Ok. Deci, câte pot să pun? 40 de produse în mașină? Depinde de Ah, stai că kilogramele ei. depinde de kilograme, coaie, da. Televizor am văzut că are vreo Ok. 4 kg. Haideți să vedem, hai să luăm, mi-am făcut o listă aici, deci telefoane Samsung, deci telefoanele Samsung sunt ok. Hai să vedem, ne luăm telefoane Samsung. Nu, în primul rând hai să ne uităm câte ceas. Deci, am început cu 52.000. Să scriem aici să nu uităm. Deci este ora 16.45 și am început cu, și cât am zis? 52.000. Cu 52.000. Ok. Timpul a început, haideți să ne ocupăm să încercăm să facem rost de materiale cât mai repede. Telefoane, 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 uite aici, perfect. Telefoane, telefoane Samsung. Telefoane Samsung, hai să băgăm. Câte să băgăm? 10. Dar de ce zice că am inventarul plin? Water park? O să aruncăm asta. Nu, se pare că încă n-am dat drumul la asta, că aveam ceva pe aici în ghiozdan. Imediat o să dăm drumul, o să scriem iar. Avem ceva din tura trecută. Ok. Ia, rucsac mare dezbracă. Port. Perfect. 46. A, mă, și cu minut și fără un minut. What the fuck, let's go. Deci telefoane Samsung. Băgăm 10, aș vrea să băgăm, ia, una. Două. Ok, avem telefoanele astea, să vedem cât loc avem inventar. O, toate astea sunt foarte, foarte micuțe. Ce trebuie să mai băgăm? Televizoare Samsung ne trebuie, iar sunt foarte căutate. Televizoarele, unde erau? Televizoare Samsung, telefoane, tablete. Spă televizoarele, băi! Ia să vedem, mai televizoare, PC-uri. What the fuck? Monitoare, tablete. Bă, băieți, unde dracu sunt televizoarele, bă, că nu le găsesc. A, uite aici. Ok, hai să băgăm și 10 minim televizoare, să ne câte în cap. Ok, cred că am făcut și 10 televizoare. Perfect, hai să le băgăm pe astea în mașină momentan. Și o să vă explic la sfârșit tactica, însă acum vreau să mă mișc cât mai rapid. Pune 10. Vehicul, portbagaj, pune 10. Ok, am băgat televizoare, telefoane, niște frigidere Arctic și Samsung trebuie să luăm.
Frigidere Arctic și Samsung. Frigidere, unde dracu sunt frigiderele? Am frigidere aici. Frigidere Arctic, să băgăm 10. Mamă, sunt destul, e stoc destul. Pare că avem inventarul prima, mă, cred că asta o greutate te omoară. Wow, 10 kg au. Oh my god. Oh my god. Nu știu, cred că băgăm decât 5. Pune 5. Hai să vedem spațiu, cum se facă spațiu. Mam, deja s-a încărcat, paie. Frigidere. Telefoane, deci telefon Samsung, televizor Samsung, frigider Arctic și frigider Samsung. Mai luăm și frigider Samsung câte pot să bag și cred că plecăm. Cred că așa o să lucrăm. Frigidere Samsung. Mai băgăm și câte frigidere pot să bag. Și dăm bătaie. Ia să vedem dacă merge cu tactica asta care am pus-o eu sau nu. Inventar plin și am plecat, doamnelor și domnilor. Deci trebuie un telefon Samsung, frigider Samsung. Hai, până ajungem la locația acolo, să ne mișcăm, să nu stăm pe loc. Hai să vedem câți bani facem. Acum m-am mișcat mult mai rapid, mult mai rapid. Se vede, cu cât te antrenezi, cu atât o să ai și, cum să zicem, rezultate mai bune. What the fuck, Romania? Bă, dar mai ești în conferință? Mă auzi? Da, te aud. Da, stăteam pe mut. Mai un mut. Să vorbești acolo singur. Ești emotrist că te-a prins poliția? Cu ajutorul adminilor? Mm. Numai așa poate să prindă pe băiatul ăsta, decât cu adminul, un cal prin. Poliția română numărul 1. Mi-am dat seama imediat când am văzut ăla că s-a teleportat, mi-am dat seama. Și eu mi-am dat seama, da? Că l-am și întrebat, pentru că am fugit de poliție. Eu le ziceam, adică nu știu neapărat că le ziceam, dar... Ziceam, mă băieți, dar de ce n-ați chemat adminul când ați văzut că am intrat pe șina de tren? De ce n-ați chemat adminul atunci? Na. De ce m-ați continuat să mă alergați? Da. Ce, se plângeau ca femeile alea, nu? Da. Din păcate cam așa sunt polițiștii. Nu foarte mulți, dar... Cred că 10% sunt polițiști capabili să facă un roleplay decent. Restul... Nu se par, dar... Trebuie două telefoane Samsung. Nu pot să iau două telefoane din mașină. Am scos, perfect. Hai să vedem. Da, Doc, să încercăm ceva nou, încercăm ceva mai bănos. Cred eu că o să iasă banul mai grămadă aici. Dacă nu mă înșel. Da. De ce ne dă? Telefon Hawaii, frigider Arctic. Asta ce am? Frigider Samsung. Vehicle scoate. Frigider Arctic 1. Și telefon Samsung 1. Cu spate telefon Samsung 1. Perfect.
Hawaii, Hawaii, viață ca rai. Ra pa 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 pa. Mamă, câtă poliție, baie. Ce sperietări atras, mă, lăsa așa ca pe aia. Uite, alergă poliția pe aia. Hai că mai scăpați voi de Lexus dacă e ceva. Dubai, Dubai, viață ca în rai. Haram, can, 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 can. Repede, 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 ne mișcăm rapid. Rapid, rapid. Să mai așteptăm puțin. Inventar. Frigidere Samsung. Pe bagaj pune 4 3 2. Te dracu, nu pot să... de secunde. Araram pam. Mai cam am 12 minute. Și scap. Telefon Samsung, o, perfectă comanda asta, mâncau aș pe de comandă, 3 telefoane, un frigider și un frigider, perfect. Perfect, perfect. Am, ce nu suport când fac videourile astea, când fac clipurile astea ca să le salvez. Nu pot să pun muzică. Deci, ia să vedem. Pun eu? Da, mă ajută mult. Un frigider Arctic și un telefon. Păi comandă de la grup. Scoate un telefon, nu, 3 telefoane și un frigider și un frigider Arctic. Scoate un frigider Arctic. Am băgat asta, no copyright music. Bă, da, chiar nu iasă să băgăm niște no copyright music. Am băgat deja, dă-l la volum. La cum adică? Intră pe Discord și dă aici, că l-am băgat pe Groovy. L-ai băgat botul? Da, dar trebuie să-i setez sonorul. Da. Telefon, iPhone, Fender, Benko, ouă, ce vrea să așa? Dă mai încet melodia pe ăsta, pe live. Iată, e ok așa. 80 de secunde, departe de... Țin mai încet. De ce mă, lasă așa că e ok. Se aude mai tare decât tine. Serios? Păi stai că dau din OBS. Dar nu, că n-am cum să dau din OBS. Am, dacă și acum se aude mai bine, acum... Așa e bine, așa e bine. E bine? 40 de secunde, let's go! Ce
Telefon Samsung, lideri Samsung. Ok. Frigiderul avem, deci ne trebuie un telefon Samsung din mașină, ok. Scoate telefon Samsung. Mama, acum cred că o să fac mult mai mulți bani, să fiu sincer. Nu știu de ce am impresia asta. E bine. M-am organizat mult mai bine. Îți trebuie vreo 10 minute înainte să începi ăsta, consider eu. Mamă, de ce decât 500? Următorul job pe care îl faci. Nu știu exact, nu m-am hotărât. Păi știu misiunea, mai bine de stat. Vehicle per bagaj și pune. Ok, să ne ce mai avem în timpul ăsta. Scoate. Să faci la mic, poate câștigi bine. Deci, frigidere, am avut câte 5, televizor, telefon, deci televizorul nu prea s-a cerut, televizor Samsung, ia să mai ștergem noi din televizor Samsung, că cam slăbuț, bine iau altceva. E 4, 5, 6. Telefon Samsung. Oh, perfect. Perfect. Scoate telefon Samsung 1. Vehicul frigider Arctic. Și frigider Samsung. Scoate frigider Samsung. Perfect. La niște melodii mai mișto am putea să facă și ăștia pentru no copyright. Mă bat tot acum, sincer. Niște... ceva mai interesant, așa. Și asta e mișto, da. Doamna, de ce am mâncat pizza aia, zici că m-am bătat? Voi poți să poți să te îmbeți cu pizza? Ați mai bățit careva să mâncați pizza să vă simțiți că sunteți beți? Sau este senzația de euforie că sunt sătul și am mâncat ceva bun? De ce să vă cadă cu aili? Da, e playlist de oră. Oh, perfect. A, uite pe ăsta, gata. De am la găsit. Foame? Păi am mâncat, mă, nu mi-e foame. Te-ai îmbătat de la foame. M-am îmbătat de la foame, mânca. Acum, dacă mă duc să mă angajez în Germania la colete, zic că am expus cât mai de experiență, ești nebun. Mamă, ce frumos televizor Samsung iar, care am, perfect.
Mai bună asta? Deci televizor Samsung 1. Frigider Samsung. Mamă, trebuie să mă duc înapoi să fac chiar. Și frigider Arctic. Deci televizor, frigider, frigider. Dar ce setări video ai pe joc de se vede așa frumos? Serios? Se pare că se vede frumos? Sincer, da. M-am înroșit toate, ești nebun. Na. Pe normal. Toate pe normal? Da, majoritatea pe normal. Da, pare că una. Water-ul l-am pe high. Da, este mai bine la Urgent Cargo decât la șantierist. Însă va trebui să... Va trebui să explic câteva chestii la sfârșitul videoului, să-ți facă viața mai ușoară. Eu am învățat astea de curând și m-au ajutat foarte mult și am progresat foarte mult la modul în care se câștigă bani în interval de o oră la Cargus. Dacă nu ai tipsurile astea, e destul de greu și o să fie destul de greu. Nu știu dacă o să faci la fel de mulți bani. Nu știu dacă ai putea să faci la fel de mulți bani ca mine dacă ai merge normal pe fiecare comandă în parte, dar o să zic cum fac eu la sfârșit. Dacă te interesează, poți să urmărești și la sfârșitul videoului. Dacă nu ai timp acum, te uiți după ce termin live-ul. O să povestesc exact ce este de știut. Sunt niște mici tipsuri care le-am învățat și eu. Da, da, am câștigat mai bine. Ținând cont prima dată când am făcut, nu știam foarte multe chestii și nu mă coordonam la fel de bine. Și am făcut 14.000 într-o oră și la șantierist am făcut 9.000 în cel mai bun caz. Și aici am făcut 14.000 fără să știu foarte multe lucruri. Și acum am învățat și sunt curios, dar am mai făcut odată, am mai dat o talpă. Să vedem dacă acum câștig mai mult sau câștig mai puțin. Cu noile informații care le-am. Cerci tu la ăștia bani, că le faci promovare la server. Televizor Samsung și un frigider Arctic, ok. Și după asta trebuie să mergem să și mai luăm niște resurse. Televizor Samsung 1 și un frigider Arctic. Frigider Arctic. Ok, mergem să ducem cu la comanda asta și după aceea mergem să mai luăm niște materiale. Niște colete de la sediu. Deci, păi am un Discord al abonaților. Adică am un Discord pe care stau eu, nu este Discordul meu, este Discordul unor prieteni, dar sunt la el ca, sunt pe el ca la mine acasă, adică nu sunt probleme. Dacă vreți, mi se pare că l-am și nu știu dacă s-o fi schimbat link-ul, dar trebuie să-l reînnoiesc link-ul ăla de Discord și mă găsesc pe acolo mai mereu. Dacă vreți să vorbiți cu mine, să interacționați, să mă întrebați diverse lucruri, sunt la dispoziția voastră. Ok, acum am terminat asta și trebuie să mergem repede înapoi. 45 de minute, a trecut cam 15 minute de când am început și consider că am făcut treaba destul de bună. Hai să mergem înapoi. Haide, brești, că te așteaptă lumea asta aici. Am să dau colectele ăsta, a venit și poștașul. Ieși dracu o dată mai repede. Stai, dormiți în casă și faceți. Bolangii. Ok, hai să mergem repede înapoi la sediu să mai băgăm niște materiale. M-a rămas fără. Gata și sentința mea. GPS. Urgent Cargus, let's go. Să văd cum ies. Păi trebuie să dea automat afară. M-a dus aici într-o închisoare. Mamă, tu știi unde m-a dus? Sunt la închisoare acolo, cum ar veni. Nu m-a dus și pe mine în oraș. Să vezi că ai garaj acolo, în afara închisorii. Pune. Ha? Mamă, poliția băga mea și pula. Ce frână am rupt acolo. Am rupt frâna să mă bată tata, cred că mi s-a defectat. S-a stricat frâna de la... doar de la Fablet. Ok. O să pun în viitor apropiat, o să pun.
mamă, mai se face roșu odată, dar ăsta nu mai se face roșu, auzi, nu se mai face verde. Da, crește o vizită aici. Stai să văd și eu cum mai ajung în oraș. Salut, salut, Radu! Hai că mi-a explicat un politist cum să plec de aici. Facem un mic inventar, boi, să vedem ce mai avem mașina. Telefon Samsung, televizor. Deci telefon Samsung. Mai au 7. Ok, să luăm 7 telefoane, cum am avut de la trecută. Telefoane 7. Dracu erau pe telefoanele. Pe rândul ăsta, parc. Telefoane Samsung 7. Telefon, televizor Samsung. Televizor Samsung, asta cred că mi-ajung. Frigider Arctic și Samsung. Frigider Arctic și Samsung îmi trebuie. Frigider Arctic și Samsung. Frigidere. Ia cât a intrat. 5, nu intră mai mult. Aule, ce-am făcut? Nu avem propagaj și pune frigider 5. Trebuie să mai au 5 Samsung. Salut, colegi. Mă recepționați? Fugeți. Mă spălați. Pe ce stație suntem? Colegul, mă auzi? Te aud. Pe ce stație suntem?
La, no, era cu niște prieteni de-ai mei, nu e... Ah, ok. Dacă Da. vreți să avem o stație, da, hai să ne facem. Aș vrea. Colegu! Vreți? Vreau să-mi bag pula, mă, aș vrea. Pune, frigider 5, nu în cap. Scoate. Ia, hai, cred că așa plecăm. Că nu mai luăm nimic, oricum nu avem loc. Un Samsung perfectă comanda, let's go. Bă, dar nu mai e muzică, water park? Unde mi-e muzica, bă? Punem doar să trecem. Sense of achievement. Buy sprites. Feel better about yourself. Do it again. I like to watch. Cât mai avem? Mai avem 5 minute, o jumătate de oră. Let's go. Mai avem o jumătate de oră să facem bănuți. Am călcat frâna, i-am rupt pedala. Să știi că... Thank you.
30, frigider. Oh, fuck. Telefon Samsung 3. Televizor Samsung 1. Frigider Arctic 1. Anladım. Ce fac cu aia? Trebuie sa arunc un televizor, un frigider. Frigider Samsung arunca. Bun. Cum vă scot? O să vedem direct că oprește misiunea. Ce vă trebuie să spun? Bun. Bună comandă, aleg-o. Frigider Samsung nu ne interesează. Vehicul pe bagaj pune. Pune. Vehicul pe bagaj scoate. Două telefoane. Televizor Samsung. Și un frigider Arctic. What the fuck? Să le trec. Scaun gaming, creator, back on icon. Nu-i dăm pedal.
telefoane Samsung. 2. Frigider Samsung. Televizor Samsung 2. Frigider Samsung. Ce să plecăm după asta iar după materiale. Coi, unde e?
kitchen, I cook rice and chicken. The jet out of door, I cook it the soup. No trouble, granny, granny never trouble you. Nothing cook up in my tats too. Yeah. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth, them a dress up in a white collar shirt. And some of them will wear it till he meets them for dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn down to me pocket. I'm searching for a home automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is the number? I didn't answer. What is the number? I still don't answer. What is the number, boy? I really don't answer. If I call me chopper, me mama, let me start it to answer. Guess what I said? 64, 46, BMW, where you are? 64, 46, that's a BMW, Lord. He said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it is. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not the Donian chapel, not the Donian earth. The Donian chapel, not the Donian earth. He come from the planet of earth. Cause he come from the planet of earth. Del money is the devil. Salut, Eli, salut. You have no more conscience, and if you have it, people hate you, and if you don't have it, mai am zis, tot ce mi trebuie să ne câtva am face. He make men greedy. Money make men greedy, money make women greedy, money is a curse. And also money is a virus that pass from hand to hand. Money is a disease. What the fuck, eram pe def. Aia nu mai auzeam nici muzica la bun, nu mai auzeam. Am crezut că ai oprit-o tu, dracu. Am crezut că ai ieșit. Era iar să-mi iau închisoare după ce am ieșit, că aveam toporul și aia și mi l-a luat. Că am stat 15 minute să vină un polițist și n-a venit niciunul. Și mi l-a confiscat și am plecat. Vrea să mă mai bagi și la închisoare din nou după ce am ieșit. Și ce ai făcut cuțitul și pe poftim? Ai pierdut cuțitul și toporul? Da, mi l-a luat. Dar mai bine, că iar na, era să scap, era să iau cazier din nou. Mănâncăm păpușoi pe tine, a? Ce să scot eu, mă? Inventar, televizor. Televizoare încă 8 televizoare Samsung, mă. Televizoare Samsung, de pula mea sunt. Televizoare Samsung încă 8. Nu. Una. Perfect, 10 televizoare să le ducem. Vehicul pe bagaj pune 10 televizoare. Ok. Vehicul pe bagaj scoate frigider. Două de astea. Strică și mașina. Două de astea să le aruncăm pe astea. Aruncă. Da. Telefoane Samsung, parcă trebuie să vehicul pe bagaj scoate. Telefoane, telefoane Samsung 10. Că mă pun pe difon puțin. Ok. Telefoane Samsung, mai dracu' să telefoane. Telefoane Samsung 10.
știam că și după merge, că după e tot așa ceva de gen vocal. Trei frigidere Samsung. Frigidere erau... trei frigidere Samsung. Una... două... trei. Inventar. Să vezi că trebuie să dăm mai tare jos. Pune 5 3 2 scoate 2 vehicul, pune 2 vehicul, scoate 1 vehicul, pune una. Mă mai scoat. Telefon, televizor, frigider, 5 frigidere. Îți băiat că, da, că ești băiat, da. Frigidere, una. Două. Inventar, artică cu 6 socoi. Căcat. Televizor, căcat, pișat. Știți. Telefon. Telefon, televizor. Hai, răs, face asta.
Fac 3 minute, da, mai stăm până terminăm asta de la pula mea. You're listening to Radio Mira Park, which means you're either a tryhard or someone far into the future, just rediscovering this on an old playlist somewhere. So those of you from the future, I welcome you. Those who are tryhards from the present, turn over. Listen to something more in keeping with your demographic. I gave up wearing antique denim, okay? I'm not one of you. It's over. Here's Black Strobe, an electroclass group from Paris. DJ George. And yes, I do know everyone. Bună ziua! Să trăiți! Puteți să mă ajutați pe mine cu o comandă, vă rog? Spuneți, ce comandă? Nu știu, ceva de mâncare, ceva de băut, ceva rapid, ce aveți la îndemână, nu contează ce. Sigur că da, imediat. Mac puișor? Sigur. Cât vă dau? Bucată cu bucată, vă rog. O bucată cu bucată și de da, băut? Oh, pardon. Nu știu, cola dacă aveți e perfect. Nu avem, mare, mică, medie. Aveți și mici? Avem și mici. A, pe atunci dați-mi 3000 și o bere, nu mai dați cola vreo. Nu, avem mici cola. A, la mărime, mă scuzați greșeala mea. Dați-mi mare. Mamă, m-am întâlnit acum cu doi mafioți. Aveau Rolls Royce-uri, merățane. Milsugeane. Haideți aici să vă dau comandă. Nu te pui, mă, cu ăștia. Ăștia vorbeau de 600 de mii de somme mari. Cât mă costă? 200. Păstrați restul, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Cât timp mai ai? Păi mai termin ce mai am în mașină și gata, mă opresc, nu mai am foarte mult. Ai făcut mai mult decât înainte? Mamă, mă ia poliția. Chiar nu știu. Mai am puțin și termin. O perfectă comandă. Stai să-mi termin, o să-mi termin ce am în dubă. Și o să mă uit după aia, oricum. Sunt în zona asta de grup și e cam periculoasă. Hai că mă duc comanda asta și mă uit, mă opresc aici, Tony, corect. După aia, deci mai duc comanda asta și mă opresc și mă uit să văd cât bani am făcut într-o oră, că a trecut o oră și nu. Ca să fim corecți. Ok, deci ce trebuie să scoatem? Artica am aici. Bagaj scoate 3 telefoane Samsung și un televizor Samsung. Un televizor Samsung. Momentul adevărului, boys. Deci am început cu 52. 52, scoatem calculatorul, 52. Și am făcut. Să terminăm, să vedem.
Momentul adevărului, într-o oră... 67... 15.000, 15.000. A, deci 14-15.000 câștigi pe oră. 14-15, da. Da. Bă, e bun. Bă, e bun. E bun, uite, chiar... Nu mă gândeam că să fie așa strâns. Da, e ok. Ți-ai luat, mă, Mazda Miata? Eu? A. Nu, nu mi-am luat. Mă gândeam să facem niște curs. Nu, că vine poliția după noi. Pot să o iau, adică, că am vreo 30.000 în bancă, dar... Păi asta e și ideea. Dar nu facem, și, nu facem și noi curse prin mijlocul orașului, îți dai seama. Nu, am văzut că pe autostradă sunt destul de mulți polițiști, la fiecare colț, în, în boscheți. Ai, mă, ce ai de ți-e frică așa, pula. Bă, nu că mie, dar nu prea vreau cazier. Cazi... Hai, că facem. Facem? Pe bani? Da. Hai că mă duc să-mi iau. Și prost eu că mi-am luat acum de-astea. Ustensile. Da. Deci am, nu-ți faci upgrade la mașină, că nici eu nu am niciun upgrade la mașină. Da, nu fac, dar stai să termin și eu chestiile astea. Ok, de... că și eu am puțin, mai am și eu pe aici de lutat. De... Da, de că le-am cumpărat deja, am cumpărat 6 de-astea. 3 telefoane. 6 ture și vreau să le termin. 3. Cât era? 3.000? 4.000? E 5.000. Na, e bun. Ok, băieți, deci cam aici o să termine live-ul pentru acest job. Cum am spus, am făcut 5.000 într-o oră. Mult mai bine 5. Decât... Ăsta, 15.000, scuze. Am făcut 15.000 într-o oră, mult mai bine, aproape... Nu e aproape dublu, dar... Mult mai bine decât la șantierist. Dar la șantierist îți faci aproximativ 9.000, dar e mai liniștit jobul decât ăsta, să fiu sincer. În 5 minute okay. Termin o tură. E ok, e ok și ăsta. E ok. Mă bucur să văd totuși că se simte, adică te pune să ai 25 de ore în oraș, dar măcar e ok, e ceva diferență, se simte diferența la bani, asta e bine. Ca întotdeauna vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, dacă m-ați urmărit până la capăt, le mulțumesc și lor care ați fost pe live, sper să mai vă găsesc și data viitoare. Până atunci vă doresc o zi bună în continuare și ne vedem în live-urile următoare, ciao, ciao!